Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Suntem la Craiova, baraj cu Botoșaniu. Numai România, locul 3, baraj cu locul 8. Bă, dar ce coadă s-a făcut la intrare. Ce cu coada aia? Da. Sunt cu socrul meu, un pronostic. Greu. Greu, a? Greu. Eu zic că bate Craiova 1-0. Meci disputat, așa cum. Să te adun. Ce, victorie Craiova, a? Ia, stai, am venit pe mine. Ia, uita și aici. Ce-o merge, frate, așa greu? Fiindcă e doar o poartă. E doar o poartă, stau băieții aia. Hai, ne auzim pe stadion. Doamne. Am scos biletele la imprimantă, că aici la Craiova strălui cu turnicheți. De fiecare dată când am venit cu telefonul, s-ar putea să existe n-a mers. La poarta 10 intrăm și noi. Trecut de controlul de rutină. Nu știu de ce e coada asta, că merge repede controlul. Dacă nu era deschisă de o poartă, de aia. Deschideți-vă, băieți, mai mult să te porți. Da, la locurile noastre, cam așa se vede. Se vede bine, zic eu. Da, presiune pe Craiova. Reghe, dacă nu bate azi și nu se califică în Europa, greu. Ar fi a șasea, calificare consecutivă în preliminarele de Europa pentru Craiova. Dacă învinge astăzi pe Botoșani. În sezonul regulat aici la Craiova a pierdut cu Botoșani 1-2. După ce a condus 1-0 la pauză, Horatiu Feșnic, arbitru și atunci, nu știu, taie prea mult jocul Horatiu, nu lasă să curgă fazele, fluieră tot, nu-mi place de el ca arbitru. Dar vedem cum va arbitra astăzi. Câștigă și se califică în Europa. Doamne ajută!
proteste la că nu te duc galbenul Vlădoiul la faul. Ce gol frumos de Colic, după o fază superbă, superbă faza, 1-0 și acum probabil se vor deschide și Botoșanii mai mult. Vedem, sperăm să vedem goluri multe. Nu uitați, dați vă un like, un share și nu în ultimul rând un subscribe, cei care nu m-ați apucat, țineți aproape. Pauză, să fie fără emoție, repriza a doua? No. Tot cu emoție. Tot cu emoții? O să se joace în continuare, a? Joacă bine, Botoșani. Da? Cum vi s-a părut prima repriză? Slăbuță. Da? Cu ocazii mari, ratate Botoșani după aia pe contraatac. Noroc a intrat. De noi două ocazii din 6 metri. Mă rog, a venit golul ăla. Altfel... Rămâne așa sau se mai marchează? Nu, se mai marchează. Da? Cu siguranță se mai marchează. Da? Ne auzi din repriza a doua. Să sperăm că de Craiova. Da? Să sperăm că Craiova marchează. Vom vedea. Clar. Hai cu 2-0. 1, 2, 3 și... în această seară. Iacob Dodu, mai Iacob. Este!
Patru Iacob, băieți, a nimerit-o bine, frumos, bravo Iacob! Hai Octavian, hai! Oh, și eu! Și-a dat-o și Adrian, mă, băieți. Și eu vorbeam la băieți. Și cu acordul ăsta... Foarte bun, băieți, în seara asta, la Băianjă. A dat și tăi, că mă puteam aveți video în vlog. Să-și încerce și el, rog, este bonus și pentru tatăl lui. N-a nimerit la participare. Da, și jumătate ale micuțului Ianis. Haide să-l încărajăm. Aplauze pentru cei 2 câștigători, Iacob Toru și Adrian Constantinescu. Ar fi prea mult.
Super, Ivan putea să paseze, dar a dat el la început. Lasă cu bine. E gata, ne-am liniștit, nu? Victoria Europa al 6-lea an la rând. Dați și voi un like, un share și un subscribe. Final, victorie Craiova, 6-a oră la rând în Europa. Cum a fost, cu emoții? Meciul slăbuț. Da, așa da, e, meciul de slăbuț. Ne bucură. E bine. Corect. Nu uitați, dați și voi un like și abonați-vă că mai mergem la meciuri. Acum sezonul s-a încheiat. Urmează naționalele, poate ajungem și pe acolo, pe la România, în Liga Națiunilor. Da, abonați-vă și până data viitoare ne auzim. Pa, pa!